S-a luat sfârșit acum, dar și parcursul zilei am avut mai multe ședințe de lucru cu colegii de guvern, cu domnul prim-ministru, conducerea Parlamentului, cu colegii miniștri și a sănătății și a altor organe și am decis să luăm mai multe măsuri, atât în ceea ce ține de asigurarea nerăspândirii virusului în Republica Moldova, cât și unele măsuri mai restrictive despre care acum și o să vă dau detalii, dar vreau întâi să-i propun doamnei ministru să vină cu ultimele informații date statistice, după care o să preiau eu. Mulțumesc mult! Bună seara tuturor! Vin cu actualizarea datelor în contextul situației epidemiologice în Republica Moldova. Vreau să menționez că astăzi au fost procesate 134 de probe. În rezultat avem 28 de cazuri pozitive. Vreau să menționez suplimentar că în aceste 28 de cazuri se regăsesc acele 4 cazuri de la Spitalul Clinic Republican care au fost supuse procedurii de testare repetate. Avem 3 persoane de import. E vorba de cazul din România, 2 persoane care au revenit din Franța și avem 25 de cazuri cu transmitere locală. Chișinău, Cahul, Ialoveni, Soroca, Ștefan Vodă, Hâncești, Orhei și avem cazuri noi care sunt în regiunea din stânga Nistrului. Totodată vin cu o informație actualizată vis-a-vis de starea de sănătate a unor pacienți, în mod special pacienții care sunt internați la Spitalul Toma Ciorba. Vreau să menționez că 25 dintre acești pacienți nu mai prezintă semne clinice de îmbolnăvire, dar mai rămân a fi internați în spital, dat fiind faptul că testul care a fost realizat este încă unul pozitiv, context în care persoana mai prezintă risc pentru alte persoane în privința contaminării cu COVID-19, dar starea este una satisfăcătoare și avem un progres ceea ce ține de tratamentul care este aplicat de către medici din Republica Moldova și profit de această ocazie pentru a le aduce sincere mulțumiri și pentru dedicație și pentru profesionalismul pe care îl manifestă în aceste aspecte. Sub aspectul de asistență medicală vreau să aduc la cunoștință că chiar astăzi a fost semnat un contract cu privire la echipamente de protecție individuală sporite pentru spitalele strategice și asigurarea acestora cu echipamentele corespunzătoare. Avem mai multe loturi de asigurare a spitalelor cu echipamente medicale care sunt imperios necesare atunci când vorbim despre cazurile complicate de COVID-19 și pentru a asigura confortul personalului medical care sunt nevoiți ca să meargă la distanțe mai mari atunci când se întorc la domiciliu, le asigurăm cazare în municipiul Chișinău, dar la solicitarea nemijlocită a personalului medical și suplimentar toate instituțiile strategice care sunt desemnate de către minister sunt asigurate prin intermediul Ministerului Apărării cu transport pentru personal, dar și pentru pacienții care se externează și care urmează să fie duși la domiciliu la distanțe mari. Da, vă mulțumesc, doamna ministru. Prin urmare, stimați concetățeni, astăzi avem 24 plus 4, cred că așa e corect de spus, pentru că astăzi, din cei care s-au adresat, este vorba de 24 de confirmări pozitive, dar au fost încă 4 de zile trecute, care s-au făcut testări repetate. Așa că avem 24 plus 4 astăzi. Nu vreți să venim cu aprecieri că e mult sau puțin, aceasta este dinamica realistă la ziua de astăzi. În afară de aceasta, un lucru pozitiv important este că 25 de persoane practic sunt pe cale de recuperare. Urmează ultimul test și ar putea să fie externate în timpul apropiat. Deciziile suplimentare la care am convenit astăzi în cadrul ședinței și care vreau să le anunț ca propunere pentru Comisia Situației Excepționale, care urmează să aibă loc în ceva timp, cred că peste jumătate de oră, ele sunt următoarele. Prima, noi avem o preocupare maximă pentru a evita cât este de posibil cazurile de contaminare în rândul medicilor.
De aceea venim cu propunerea către Comisia Situații Excepționale să dispună, să ia decizia de testare la toți medicii care sunt în prima linie implicați în depistare și mai departe tot ceea ce ține de acordarea asistenței persoanelor care sunt contaminate cu acest virus. Este vorba de cel puțin 10.000 de persoane, am vorbit cu doamna ministru, care urmează să fie testate în timpul apropiat din contul statului. Eu cred că este un lucru foarte important, pentru că medicii noștri, în primul rând, să-i testăm absolut pe toți, pentru că am văzut diferite cazuri, și această testare să o facem periodic, pentru a exclude riscul și a asigura și o mai mare siguranță celor care activează în sectorul medical. 2. Considerăm că o astfel de abordare, de asemenea testarea, urmează să fie organizată și pentru colaboratorii organelor de poliție, în special Poliția de Frontieră, care stau în prima linie, și colaboratorii Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării, care sunt în contact direct cu persoanele contaminate. O astfel de procedură, după decizia de astăzi a Comisiei Situații Excepționale, ar putea fi organizată parcursul următoarei perioade. 3. Cunoaștem că în Republica Moldova, în ultimul timp, revin tot mai mulți și doresc să revină tot mai mulți concetățeni de noștri care se află în afara țării. Mă refer la cei din diaspora. De asemenea, cunoaștem că mulți dintre ei nu sunt plătitori și nu au poliță de asigurare medicală. Noi considerăm că această abordare nu este corectă față de medici, în primul rând. De aceea am propus și propun în Comisie Situații Excepționale de a aproba un mecanism, institui un mecanism prin care cei care se întorc acasă și care nu sunt deținători a poliției de asigurare obligatorie medicină, să o procure. Cu excepția copiilor și, evident, persoanelor de pensionă care iese la pensie, pentru că aceste persoane nu achită poliția de asigurare medicală, chiar și stând permanent în Republica Moldova. Eu sper foarte mult că concetățenii noștri ne vor înțelege corect în acest sens. Noi vrem să vă primim acasă și sunteți bineveniți. Nu o să reușim toți împreună, toți odată să veniți și o să fie anumite filtre, în special pentru, în primul rând, trebuie să vină familie cu mulți copii. Trebuie să vină anumite categorii. Dar rugămintea este atunci când veniți în țară, pentru a avea posibilitate în continuare să fiți, să aveți posibilitate să vă adresați medicilor. Vă rugăm să acceptați achitarea poliției de asigurare medicală. Noi am avut cazuri când s-au întors persoanele din Italia și acolo nu aveau asigurare medicală și au venit să lecuiască acasă. Aici nu au avut asigurare medicală și noi practic am lecuit. Și o facem acest lucru cu drag cetățenilor. Dar vă rugăm să contribuim toți împreună pentru menținerea sistemului medical și cât mai mult în această perioadă. 4. Noi propunem pentru toată diaspora, toți cei care se intră în Republica Moldova, de asemenea să organizăm teste obligatorii la intrarea în țară. De ce? Pentru că la momentul când persoana intră pe teritoriul Republicii Moldova, noi deja să-i depistăm pe cei care sunt contaminați, astfel excluzând riscul de răspândire a epidemiei, a virusului în interiorul țării. Procedura cum va avea loc? Testarea rapidă, care sunt acum și teste rapide, care în decurs de o perioadă foarte scurtă de timp, dau rezultat. Sau, cum se face acum prin laboratoriu, vor decide specialiștii. Dar rugăm foarte mult, de asemenea, cei care se întorc din diaspora să înțeleagă, să fie receptivi. Și atunci când acest mecanism va fi implementat, sper că parcursul la câteva zile, el va fi funcțional, posibil de săptămâna viitoare, vedem cum reușim cu toate mecanismele care trebuie să le punem la punct. Vă rog să fiți receptivi. Adică diaspora când va veni acasă, concetățenii noștri când se întorc acasă, în primul rând, polița de asigurare medicală, 2. Testul și 3. Obligațiunea de a sta în carantină 14 zile. 5.
O altă decizie care a fost convenită astăzi cu colegii din guvern și care urmează a fi discutată în cadrul Comisiei Situații Excepționale este declararea săptămâna viitoare săptămână liberă, cu păstrarea salariului la tuturor celor din instituțiile de stat. O să vedem cum procedăm cu privatul, dar este vorba de ce propunem ca săptămâna viitoare să fie declarată zile libere pentru toate zilele luni, marți, miercuri, joi, vineri. Cu excepția anumitor tipuri de servicii, activități economice care sunt strict necesare. 6. Rog Comisia Situații Excepționale să examineze astăzi posibilitatea de a introduce un regim special care ar interzice ieșirea din domiciliu, din casă, din ogradă, în perioada de noapte, fără strictă necesitate. Care va fi perioada? De la 22.00 până la 6 dimineață sau de la 23.00 până la 5 dimineață? Va decide astăzi împreună cu Poliția, Comisia Situației Excepționale, să vedem cum gestionăm acest lucru, dar considerăm o măsură strict necesară și foarte importantă la această etapă. Eu vreau aici de asemenea să chem cetățenii, concetățenii la înțelegere. Este o măsură importantă pentru a gestiona situația în continuare. Noi nu vorbim până ce de restricționare pe parcursul zilei. Nu sunt interdicțiile care sunt încă, deja sunt puse în alte țări. La noi încă nu sunt. În alte țări este mai strict. Vă amintesc că unele țări unde focarul este foarte mare, se interzice ieșirea din casă și parcursul zilei. Noi mergem cu următoarea etapă, restricționarea în timpul nopții. Și vreau foarte mult, din partea tuturor, înțelegere. Pentru că doar prin asemenea măsuri, unele califică destul de dure, doar prin asemenea măsuri, noi am reușit la această etapă să gestionăm situația. În alte țări este mult mai grav. Dacă vrem să o gestionăm, dacă vrem să ieșim mai rapid din această criză, atunci eu vă rog foarte mult înțelegere, răbdare, că nu o să fie absolut nimic dacă o să stăm o săptămână, două în casă. Dar voi ieși mai repede din această criză. Dacă nu vom fi receptivi și responsabili, atunci această criză va dura mai mult. Noi o să o gestionăm și o să ieșim din ea în orice caz. Dar noi cu toții ne dorim să ieșim din această criză mai rapid. De asemenea, astăzi, probabil ați auzit deja, eu am venit cu inițiativa că din bugetul instituției prezidențiale să fie excluse unele cheltuieli care nu sunt acum cele mai importante, procurări de mobilă, computere, deplasări și așa mai departe. Și vreau ca, și am scos din bugetul președinției 4 milioane de lei, care vrem să fie întoarse în bugetul de stat, să fie utilizate pentru necesitățile sistemului medical. Vin cu apel către toate instituțiile de stat, cu excepția celor care sunt implicate în mijlocit și unde trebuie să dăm bani mai mulți, medicină, poliție, dar restul instituțiilor, faceți fiecare analiză, mă refer la conducerea instituțiilor de stat, și veniți cu astfel de inițiative. Și ultimul mesaj, stimați concetățeni, vă rog foarte mult la responsabilitate, ajutați-ne pe noi, ajutați medicii să gestionăm mai simplu această situație. Însă ajutorul dumneavoastră se manifestă anume prin executarea la tot ceea ce recomandă statul. Aici ține și de ieșirea în stradă doar atunci când este necesar strict, evitarea locurilor publice, acum vor fi restricții perioada de noapte. Vă rog foarte mult, vă rog foarte mult să fim conștienți și responsabili. Dacă doamna ministru nu mai are nimic suplimentar, vă mulțumesc, vreau să vă urez la toți o seară bună și cu Doamne ajută o să trecem și peste aceste provocări. Sănătate tuturor!